2019 a fost unul promițător din punct de vedere economic. Cifrele înregistrate în prima jumătate a anului, cel puțin asta au arătat pentru județul Maramureș și asta spun statisticienii. Primele 6 luni ale anului 2019 au fost caracterizate în principal de creșteri la majoritatea indicatorilor economici. Producția industrială, care în primul semestru al anului 2019 a suferit o mică scădere, respectiv un punct procentual față de perioada similară din anul precedent, dar strict economic, mai important este indicele valoric al cifrei de afaceri, respectiv cifra de afaceri sau, altfel spus, cât a vândut unitățile economice, a crescut cu aproape un punct procentual, mai exact 0,8 puncte procentuale. Șeful Direcției Județene de Statistică a spus că sunt semnificative și cifrele privind comerțul internațional. Am avut o creștere de 2% la exporturi și o creștere de 0,1% la importuri. Exporturile au cifrat 461.537.000 de euro. Importurile au cifrat 323.252.000 de euro, de unde rezultă un excedent de 138.285.000 de euro. Datele privind comerțul internațional sunt pentru primele 4 luni ale anului în curs. Ca și până acum s-au importat și exportat diverse bunuri pentru industrie, mobilă și material lemnos, cauciucuri, dar și produse de uz casnic.